Doamnelor și domnilor, bună seara! Suntem la Nocturna Sportivă, alături de Mugur Popovici, un invitat special în această seară, mult mai relaxat parcă, fostul președinte al Federației Române de Box. Rudel Obreja, de când Rudel Obreja, nu mai e președinte. Da, de când nu mai e președinte, parcă mult mai vesel, mai relaxat, da. mai bine dispus. Avem o mulțime de lucruri de discutat, chiar dacă nu mai este acum la Federația Română de Box, se ocupă în continuare. Abia acum putem vorbi de Federație. Abia acum putem vorbi, da, și de Federație, da. Și de multe alte lucruri, pentru că, bineînțeles, a rămas aproape de box, nu se putea altfel. Ce faceți acum, de când nu mai sunteți președintele Federației? Sunt extrem de trist, sunt abătut. Așa trebuia să spun, am pierdut o grămadă de bani de când am plecat de la Federație, nu mai am ce face. Da. Da, toată lumea spunea că este disperat, că se agață de scaun, de tot, și acum ar vedea mai relaxat ca oricând. Da, da, da. Da. Eu am procedat la un gest de onoare, acela al demisiei, pentru că am înțeles că oamenii n-au înțeles și nu rezonează la principiile pe care eu le-am. Și atunci a fost firesc să-mi dau demisia. N-am pierdut nimic, sunt mult mai relaxat, sunt mult mai liber, n-am pierdut bani pentru că n-am avut niciodată salariu la Federație, nu mi-am decontat bani la Federație. Asta nu știu dacă o știu mulți. Da. Cum, președintele nu are salarii? Președintele nu, nu. Sunt președinți de federații care au salariu pentru că au pus asta în statut și adunarea generală a votat și așa se întâmplă. Eu nu am niciodată salariu și câștig o grămadă de bani sau cel puțin nu-i mai pierd pentru că nu-i mai dau la federație. Acum, deci nu v-ați îmbogățit de la Federația Română de Box. Bine, atunci înseamnă că vă puneați diurne mari când mergeați prin Cuba, prin asta, câte 500 de dolari pe zi. Diurne. Da, în Cuba. Dacă nu s-ar uita soția mea, v-aș povesti, dar atunci nu eram însurat. Avem deja un prim telefon și aș vrea să vorbim domnul Dan Niță din Balș. Bună seara! Bună seara! Bună seara, domnul Niță. Știu că ați așteptat un pic, dar trebuia să facem așa o introducere cu domnul Obreja. Spuneți-ne, vă ascultăm. Vă salut și pe dumneavoastră și invitatul dumneavoastră. Domnul Obreja zicea că e un om trist. Da, dar nu prea recunoaște. E un om trist și un om determinat, domnul Obreja. Cum e? Un om trist și un om determinat. Neterminat? Da, da, și la propriu și la figurat. Trist? Păi de ce, domnul Niță? De nu cumva trist, să interpretăm un rău necesar drept un bine. Cum? A fost un rău necesar la Federația Română. Un rău necesar? Da, un rău necesar. Dacă nu interpretăm drept bine. Domnul, nu, dar trebuie să aveți așa o argumentație în acest sens. Adică, păi dacă n-ar avea simțul umorului, s-ar putea chiar supăra orice invitat. Domnul Popovici, ipoteza vine după lucruri, întrebarea după răspuns. Inferența inductivă... S-a spus faptul ce se cere explicat devine o întrebare a întrebării. Să spună mie, câți campioni europeni, câți campioni mondiali, ce a făcut la Federația Română în afară de a organiza câteva meciuri ale lui Bute, ale lui... Păi și alea sunt importante. Au fost și sunt. Importante, domnul. Păi, sunt... Eu cred că poporul ăsta și Federația Română de fotbal, de rugby, de box, are nevoie de repere, de modele. Prin urmare, nu numai la box, dar acum e bine la box cu Doroftei? Credeți că e bine? Eu sunt convins că pe modestia lui și simplitatea lui nu e un om închipuit ca domnul Rudel Obreja. Domnul! Un simplu... Părerea dânsului e corect, are dreptatea dânsului, părerea dânsului, e normal. Democrație, dar... Domnul Popovici, omul începe de la înțelesul înfrângerii. Nu și-a dorit-o, a făcut-o să evite... Dar își vede binefacerea, bogăția aruncea în ceasul când cade. Da, da, acum să știți că spun, nu trebuie neapărat să fii campion mondial ca să așa conduci o federație. De exemplu, Pele, cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, nu a fost niciodată președintele federației. Sau, acum, din punctul meu de vedere, vă spun deschis și fără nicio supărare. Îl cunosc pe Doroftei, l-am avut în emisiune. Nu, dar nu mai faceți asemenea... E foarte drag și simpatic, dar n-are capacitatea... Nu, stați. Cum să vă spun eu, managerială. Ca să conduc o federație. Nu știți domnul lucrul ăsta. Popovici, dar eu așa dacă cred, spune câțiva consilieri capabili, domnul Popovici, dacă spune domnul Doroftei câțiva consilieri capabili,
și o să aibă rezultate. Ok, în regulă, domnul Niță, nu, haideți să nu mai facem asemenea comparații, că n-are rost. Nu sunt aici ca să compar cu cineva. Dacă aveți să discutăm despre mine, ok, Doroftei nu e aici, n-are rost să discutăm nefiind prezent. Nu, dar a pus o întrebare cu campionii europeni sau păi asta vreau să performanțe spun. Europene. Sunt câteva titluri europene și câteva titluri mondiale, n-am venit pregătit. Nu, știți că eu am intervenit de multe ori, domnul. De ce nu mă lăsați să vă spun, m-ați întrebat câți campioni? Că dumneavoastră trebuie să plecați. Nu v-ați dat dumneavoastră de demisia de la fel. Ați fost obligat să... Nu. Sunteți în eroare. Eu am anticipat înainte, pentru că România nu mai avea drapel, nu mai putea să mai boxeze la campionatele europene și mondiale datorită dumneavoastră, pentru că ați avut... Din cauza mea, nu datorită, dar e altă discuție. Nu are sens să facem politică. O să vă mulțumesc că a sunat. Haideți să auzim și răspunsurile domnului Obreja. E în regulă? Da. Și vă mai așteptăm cu telefon, da? Are deja câteva întrebări la care trebuie să răspund. L-ați atacat, l-a spus în corz. Haideți acum, să-l auzim, da. Ca froci pe bute, l-a spus ca froci pe bute. Ce în mai spune domnul Breja? Păi eu, să-l ascultăm, nu că de-aia l-ați întrebat. Știți care e problema? Păi dar știu ce spune. Da, domnul Niță. Evite, v-am spus, un singur lucru nu recunoaște. E un om trist și un om neterminat. Bun, domnul Niță. Stați, rămâneți că vreau să vă spun ceva. Mulțumim, Vă mulțumesc, domnul Niță, și ascultați răspunsurile domnului Obreja. Aș vrea să-i spun un lucru și chestiunea asta e prezentă la multă lume. Sunt oameni frustrați care n-au făcut nimic în viața lor, dar au își varsă frustrarea pe cei pe care îi văd la televizor, oameni care ocupă niște poziții, niște funcții, că sunt ele... Domnul Brezea, am fost sportiv mai mare decât dumneavoastră. E foarte frumos, mă bucur, dar n-am auzit și probabil că nimeni n-a auzit. Dar dincolo de sport, că nu vorbim de ce am făcut... Domnul Niță, ascultați că dacă avem... Eu n-am fugit de acasă, dumneavoastră, domnule, am făcut sport de performanță. Stați o clipă, trebuie să avem respectul. Haideți, dialogului. Domnul Niță, vă mulțumesc mult pentru telefon. Haideți că o să mai spun și alte telefoane. Nu, puteți să-l lăsați, numai că vreau să avem... Dar e foarte greu să avem... E foarte greu să răspundă domnul Obreja și atunci... Frustrarea vine din faptul că n-au făcut și n-au ajuns undeva și e dificil să-l vezi pe unul pentru că această frustrare refulează. Dânsul vorbește de faptul că a fost sportiv. Tot respectul, n-am auzit, dar nu înseamnă că dacă n-am auzit eu, n-a fost. Nu, asta e discuția. Dar discuția nu era vorba de ceea ce am făcut ca sportiv eu. Aici era vorba de niște chestiuni manageriale și vorbeam despre frustrarea oamenilor în general, nu a dânsului neapărat, care n-au făcut nimic în viață, nu au reușit să-și dea măsura valorii, dar critică pe alții. Este frustrarea care vine din interior și care îl răcorește mai pe românește, pe respectivul sau respectivii oameni. Și sunt foarte mulți oameni ăștia. E ușor să dai cu pietre. Nu spun că am făcut cine știe ce, nu spun că nu se puteau face multe alte lucruri și se pot face. Deocamdată nu se pot face pentru că virgulă cadrul legislativ în care înoată sau se zbate sportul românesc este unul infinit de dificil și de greu. Vă zicea domnul Niță de campion mondial și europeni. Au fost, n-am venit pregătit să vă spun, dar am avut campion mondial la fete, la băieți, la tineret, am avut la seniori, într-adevăr nu, am avut medalie la Jocurile Olimpice în 2004, în 2008 n-au mai fost. Bine, titlul mondial de pe vremea lui Vaștag nu prea mai fost deloc. Nu, n-au mai fost deloc, de la vremea respectivă. În sfârșit, a fost Marian Simion în 2001, parcă. Nu, în 99 a fost la Houston, condițiile în care în finală Cubanezul s-a retras, în sfârșit nu mai contează. E un regres al sportului românesc în general, nu doar al boxului românesc. Și o să vedeți că dacă nu se schimbă legislația în sportul românesc și implicit în box, nu poți avea rezultate. Pentru că nu poți face management în condițiile în care legile te îngrădesc. Dacă trebuie să-i dai de mâncare unui sportiv, poți să-i dai de 70 de lei, mai mult nu poți. Cine, un sportiv de performanță, să mănânce de 70 de lei? Dacă vrei să-l duci la un cantonament de pregătire, să te aliniezi cu niște forțe, nu poți, pentru că nu te lasă... Imaginați-vă că trebuie să cumperi cel mai ieftin bilet de avion. Este obligatoriu să-l iei. Și biletul de avion înseamnă să faci 3-4 escale, că alea sunt ieftine. Vă dau niște exemple minore. Da. Nu poți, adică, dacă... Absolut. Și vă mai spun ceva. E foarte important.
Nu se poate face management, pe de-o parte, pentru că nu te lasă legislația, dar nici managerii nu sunt trași la răspundere. Pentru că te întreabă ministerul la început de an, acum se împarte bugetul, se va împărți bugetul. Și pe fiecare federație semnează și spune, iau 4 medalii la campionatele alea, ce obiective ai și ce competiții ai. Bun, la sfârșit de an nu te întreabă nimeni, nu există un audit pe management. Să spună, dom'le, tu ai spus că faci lucrurile astea. Le-ai făcut? Nu. Da. De ce? Hai să te tragem la răspundere. Răspunde într-un fel, pentru că ai cheltuit banii statului. Da. Nu se poate. De ce nu fac asta? Pentru că ei știu foarte bine cum se întâmplă lucrurile în federații. O federație națională, să zicem, boxul are nevoie de 40 de miliarde. Vorbim în bani, în bani vechi. Da? Faci raportul pentru banii ăștia, ministerul te cheamă și îți spune, nu pot să-ți dau, o să-ți dau 20. Fă raportul așa. Păi, ăla nu mai e plan managerial al meu, e planul lor. Faceți voi performanța cu banii ăștia. Dincolo de toate, banii respectivi se cheltuie prost pentru că mecanismele sunt proaste și te îngrădesc. Vă pot da tot felul de exemple. Apropo, iată-mă, Cristina, am avut niște imagini cu Lucian Bute, vă mai avea în timp ce vorbea invitatul nostru, domnul Brejan. Vreau să-i răspundem domnului Niță la, acuzațiile pe care vi le-a adus. Că nu v-ați dat demisia, că de fapt ați fost obligat nu mai puteam concura. Scurt, așa. Nici asta nu e adevărat. Sudrapelul României. Știți foarte bine istoria din 2011, atunci când AIBA s-a comportat la fel de despotic și demagogic cu noi, cu federația, și ne-au încălcat dreptul, pentru că ne calcă în picioare. Și poporul ăsta n-are demnitate, e laș. Îmi pare rău să spun asta, sunt un naționalist, dar așa ne comportăm. Ca niște lași ne lăsăm călcați în picioare de cei de afară. Cum vine unul de afară, umili în fața lor. Asta s-a întâmplat cu AIBA. Eu nu pot să-mi permit pentru mine, pentru familia mea și pentru copiii mei să fiu un exemplu de om umil. Și am avut demnitate, am luptat cu AIBA, am câștigat în instanțele sportive internaționale în 2011 și am mers și la campionatele mondiale, am calificat și sportiv la Jocurile Olimpice, am fost prezenți acolo. N-am avut rezultate. Revin. Este și vina mea într-o oarecare măsură a faptului că nu sunt rezultate, dar majoritatea vinei aparține sistemului, pentru că se întâmplă în tot sportul românesc. Dacă s-ar întâmpla doar la box, ai spune, e clar, uite, ăia merg, tu nu mergi. E clar, cu cine am făcut performanța la Olimpiadă, dar lucrurile astea, oameni buni, lucrurile astea nu le vor, conducătorii nu le spun. Morariu spune că suntem bine. Că suntem bine, că am venit bine de la Olimpiadă. Haideți, n-are rost să... Mai sunteți reprezentantul lui Lucian Bute? Avem imagine aici la IBF. Da, sunt reprezentantul lui Lucian WBC, Bute unde? Din toate punctele de vedere. Măcar din punctul ăsta de vedere înțeleg că aveți niște vești bune. Eu îl reprezint pe Lucian Bute în România și l-am reprezentat tot timpul și eu cu Lucian avem o relație de prietenie de multă vreme. Avem un telefon din Buzău. Bună seara! Alo, bună seara, domnul Brejan! Sunt un fan din Buzău care v-am văzut la Buzău când a fost turneul ăla de box. Nu trebuia să vă dați demisia, trebuia să rămâneți toți dumneavoastră. Iată, deja o altă părere diametral opusă. Da, ok. Diametral opusă. Spuneți, domnul Belu, de ce? Adică, de ce să crezi că ar trebui să rămână? El, șeful de box. Bun. De ce credeți asta? De ce credeți că trebuia să rămână domnul Breja și să nu plece? E mai bun, domnul Breja. Deocamdată nu știți asta. Rămâne să vedem. Nu trebuie să spuneți asta. Rămâne să dăm posibilitatea și celor care au venit să ne arate ce pot. Doresc mult succes în continuare și un an mai bun, în 2003. Mulțumim frumos. Doamne ajută, mulțumim de telefon, domnul Belu. Continuând. Și deci câștigasem în instanțele sportive, AIBA a schimbat statutul ca să poată să se imixioneze în treburile federațiilor naționale. Dacă avem vreme, o să vă povestesc și o să vedeți ce război o să iasă cu AIBA, pentru că acum vor să pună mâna și pe boxul profesionist. E un întreg scandal la nivel mondial. Nu știu, s-a desfințat treaba cu TAS-ul, nu mai poți să mergi. Da, astăzi, dacă ai o divergență cu Federația Internațională, din cauza mea, nu datorită mie, sau poate datorită mie, depinde cum privim lucrurile, AIBA a schimbat statutul și nu mai poți apela la instanța sportivă supremă în lumea asta, pentru că au pierdut procesele cu mine și am spus, nu mai recunoaștem jurisdicția ta. Da?
Da. Orice numire l-au acceptat pe Doroftei pentru că știau că e în contră cu mine. Că dacă ar fi știut că e prieten cu mine, eu sunt prieten cu Doroftei, de fapt. Asta a fost o sfârșit. Dacă ar fi știut asta, i-ar fi putut să spună nu, nu-l acceptăm pe Doroftei. Dacă Doroftei numește un antrenor de lot și lor nu le convine, scrie în statut www.aiba.org. Citiți, cine știe engleză, să citiți. Orice numire, alegere a unui oficial în cadrul unei federații naționale trebuie aprobat de ei. Mi se pare corect asta? De AIBA? De AIBA, da. Da. Adică, spune... Ei, și în momentul respectiv, din nou ne-au interzis domnul, cum îl chema pe domnul din Balș? Domnul Niță. Niță. A avut dreptate, în sensul că din nou au venit și au spus nu mai participați la turneele internaționale. Dar dânsul au spus-o ca și cum ar fi vina dumneavoastră. Bun. Rămâne... Bine, așa văd oamenii, așa e, percep ei. Nu știu dacă toți. Adică nu, unii, depinde. Unii, corect. Cum corect e, nu, atâta informații au, e dreptul fiecăruia să considere așa cum îl duce minte, așa cum știe, așa cum înțelege. Nu trebuie să fim toți la fel. Că Dumnezeu nu ne-a lăsat la fel. Este opera lui, nu a mea, nu decid eu lucrurile astea. Da. Nu? Mai avem un telefon din București, dacă înțeleg bine, de la colegii mei. Da, să-l ascultăm. Mai este telespectatorul nostru pe fir? Alo? Și atunci... Da? Ok, bun. O să revin. În momentul în care eu am văzut că oamenii nu rezonează, pentru că... ce să vă spun? E vorba de demnitate. Dacă oamenii din box știu că ceea ce spun nu o să placă, știu că o să enerveze, știu că o să spună că sunt arogant, dar eu m-am născut un om liber și îmi place să spun ceea ce gândesc. Nu pretind că ceea ce spun este adevărul. Adevărul absolut înseamnă Dumnezeu. Nimic nu e absolut pe lumea asta. Orice poate fi combătut. Nu? Eu îmi spun părerea. În momentul în care am văzut că oamenii n-au capacitatea să pună niște valori în fața unui interes imediat, mic, meschin. Adică, în loc să ne uităm la vârful pantofilor, trebuie să ne uităm în perspectivă, trebuie să privim viața cu pieptul deschis, trebuie să avem altă atitudine de viață dacă vrem să fim priviți și noi la rândul nostru altfel. În momentul în care am înțeles lucrul ăsta, am spus, domnule, ce a fost de demonstrat? Am demonstrat, coatera am demonstrat, m-a spus latinul cu ceva vreme în urmă, nu? Am demonstrat, asta este, mă retrag. Și am avut această decizie luată de comun acord cu doamna Carmen Tocală cu 50 de zile înainte de alegeri. Eu am lăsat lumea puțin în suspans pentru că am vrut să văd pe cine am avut în perioada asta în jurul meu. Pentru că unii dintre ei mi-au spus, dar de ce nu mi-ai spus lucrul ăsta? Ca să vă văd cum vă mișcați. Pentru că e ușor când e frumos, când cântă lăutarii la nuntă, mesenii cântă și dansează. Dacă se iau la bătaie, se bagă pe sub mese. Să vedem cine a stat în picioare. A fost un examen pentru mine de viață să văd cu cine am mers o vreme înainte. Oricum, performanțe, să știți, Federația Română de Box a avut performanțe. Nu, am avut campion mondial și campioni europeni. A fost și vicepreședinte înainte de a fi președinte și în total se adună vreo 10-12 ani. Eu am condus Federația vreo 12 ani. Da. Ca vicepreședinte și președinte. Deci nu mai președinte agățat de scaun. Da. Adică, sigur că dacă luăm numai relele, ok, putem să... Eu, știți ce s-a întâmplat? Eu am devenit un personaj public pentru că așa m-a dus... Nu sunteți popular precum Doroftei. Asta e un reproș. Nici n-aș vrea să fiu prin metodele prin care el a devenit. Nu e stilul meu. Asta este, fiecare are stilul lui. El e un tip plăcut așa la prima vedere, dar încă o dată nu mă face să vorbesc despre el, că nu... Nu zic cum vă percepe lumea, eu am zis doar cum vă percepe unii. Am o față mai urâtă, mai dură, vorbesc niște lucruri mai complicate, poate, mă duc în miezul problemei. Stilul lui sau al altora este mai de entertainment, de râde, de glume, ha-ha-ha. E prima dată când poate mă vedeți îmbrăcat așa, eu umblu îmbrăcat la costum. Da, să-mi sunteți mai relaxat decât nu mai sunteți vreșit. Da, în sfârșit. Și în ținută. Așa, nici nu mai știu unde eram cu ideea. Da, acum 11 ani, ați venit aici la noi în televiziune, se numea TVRM atunci, astăzi e TVH2.0, cu Leonard Doroftei și cu Feri Vaștag, ba chiar și cu... Când s-a stricat, cu tânărul, să zic așa, cu tânărul, prietenia. Cum îl cheamă? Lucian Bute. Jojodan. Da. Adică Jojodan, da. Ați adus trei oameni importanți. Grei. Și au venit toți aduși de Rudelobreja. Adică erau cuminței și buni, drăguți, prieteni.
n-aș putea să spun că s-a stricat vreodată. În iunie anul trecut, parcă, au fost campionatele naționale de box de seniori la Reșița. Eu am insistat ca această competiție să aibă loc la Reșița, tocmai pentru a-l mai scoate încă o dată pe Feri din bârlogul lui. Feri s-a retras acolo, Feri un tip mai special, a fost un mare campion. Geniile, Feri a fost un geniu. Acum geniile au ciudățeniile lor. Ce face? Face da. Antrenează, se duce la vânătoare, la pește, la Feri un tip special, un tip cu bunele și cu relele lui, el trebuie luat așa cum este. Eu nu sunt supărat absolut deloc pe el, cu toate că el a fost supărat pe mine, dar față în față nu mi-a spus niciodată. Asta vreau să spun. La Reșița am stat împreună, vorba aia, seara, la alea, cu lumea, cu oficialitățile, cu toată lumea. Ca după aceea să văd o altă reacție, dar nu vreau să o spun sub formă de reproș sau... Nu, suntem prieteni, cu bune și cu rele, asta este, rămângem în continuare înainte. O vorbă spune că viața asta e prea scurtă, să avem timp să ne certăm și să ne mai și împăcăm. Are rost. Deci n-am stricat la modul să fi stricat vreodată în box, prietenia. Acum, prietenia. Aproape că da, nici nu poți să scrii dacă e o prietenie adevărată. Eu respect oamenii de box, dar în box a fost mereu scandalul. Dar e firesc să fie. Mereu a fost scandalul. Popovici. Și problema lui președintele Șerban, știți pe Șerban de la Constanța. Știu foarte bine cum să. Și el a avut niște contestatari, niște chestii, niște treburi. Da, să știți că și era un zamfir care făcea scandal mereu. Sunt unii de care am pomenit eu acum și oameni pe care... Bărași și Relu Auraș, bag cu unul, bag cu altul. Relu Auraș e principalul intrigant în boxul românesc și principalul profitor. Deci până să fie Obreja președinte. Și un om care a făcut mult bine boxului. Un foarte bun antrenor. Dar să știți că antrenor nu-i bun, e manager bun. Manager. Antrenor abar n-are, nu știe, dar e foarte bun manager și și lângă el oameni și construiește. În punctul ăsta de vedere e foarte bun. Dar au fost niște oameni pe care Șerban i-a ajutat enorm ca să facă performanță, care i-au întors spatele. Nu vă dau un nume, dar ați înțeles despre ce-i vorba, da? Față de Șerban, lumea s-a comportat urât, lumea boxului. Mult mai urât decât s-a comportat cu mine. Și cu mine s-au comportat mult urât, să știți. A făcut enorm. Șerban venea cu valize de bani și le dădea. Din banii lui. Și nu i-a mulțumit niciodată. Din contră. Ce părere aveți despre obiectivele lui Doroftei? Ați văzut, vrea să facă centura de aur? Centura de aur nu s-a mai organizat din motive exclusiv financiare. A fost un singur an când eu am intrat în luptă cu AIBA, în care, într-adevăr, am fost suspendat și n-am putut organiza acest turneu. Centura de aur nu s-a mai organizat din 2000... Vrea și un meci al lui Doroftei, al lui Bute Doroftei acum. Haide să fie. Acum, nu, știți, pot accepta unele glume și tratat subiectul mai în glumă, așa, până la un punct. Nu, el e împotriva. Haideți că avem un telefon de la un telespectator fidel, domnul Pricope.